Suntem la Hotel Crown, plața București. Invitata mea este actriță în serialul Adela. Este fata rea, malefică, în stare de orice, Oana Moșneagu, în realitate. Bun venit, Oana! <laughs> Bine te-am găsit și mulțumesc mult pentru o invitație. În stare de orice, doar în serial? De uh, absolut orice. Doar în serial, în stare de orice, în viața reală, în stare de uh, mai puțin, pe câte pot și în funcție de ce îmi doresc. Dar nu prin uh, aceleași mijloace, ca și personajul da. meu. Simți? Sper! Simți că este urât de toată lumea personajul tău? Că e prea urât? Să știi că nu și asta mă bucură foarte tare. Am avut o grămadă de uh, interacțiuni cu oameni care se uită la serial, cu fani, care nu mă cunosc, deci nu sunt neapărat subiectivi din punctul ăsta de vedere și sunt uh, oameni care empatizează cu personajul meu. Uh -huh. Asta mă bucură enorm pentru că uh, mi se pare că dacă ai de jucat un personaj negativ și reușești să faci publicul să-l placă, să empatizeze cu el, să-l înțeleagă pe alocuri, ăsta e un mare câștig. Și um, odată că interacționez cu oamenii, după spectacolul pe care l am cu colegii mei, despre care probabil că o să-ți vorbesc mai târziu, uh, adică unul la unul interacționăm pe viu, dar primesc și o grămadă de mesaje pe Instagram în care lumea. Uh, Exprimă numai lucruri pozitive, nimic negativ. Hmm. Și mă bucur cu atât mai mult când văd că ei fac deja diferența între personaj și actor. Pentru că la începutul proiectului eram șocată să văd câte mesaje primeam în care eram pur și simplu hăituită. Adică, <coughs> lumea era. Uh, cumva siderată, revoltată uh -huh. și șocată de acțiunile și atitudinea Andrei. Faptele. Și eram eu judecată, Oana Mășneacu, pentru ce făcea personajul. Și așa ușor, ușor Aveai tendința în timp... să te ascunzi un pic atunci? Uh, să mergi așa un pic mai... Uh, fără să te recunoască lumea? Nu am făcut asta, pentru că era perioada pandemiei Lejer. Și atunci nu era nevoie să mă ascund eu pentru că măștile ne ascundeau pe toți de. Și uh, nici nu prea umblam foarte mult în afara casei Pentru că, sincer, mare parte din programul meu era uh, pe platoul de filmare Și ce mai rămâne era în casă Nu prea aveam ocazia să ies, erau și o grămadă de restricții în afara de purtarea uh -huh. măștii Așa că nu era nevoie să mă ascund eu, că ne ascundeau pe toți restricțiile Cumva? Știi? Oana! Ai parte de telenovelă și în viața ta personală, nu? Mm. Nu numai în serialul telenovel, <coughs> nu? Cine ar fi putut să creadă la un moment dat că, că una eu o să se îndrăgostească de Vlad? De Ha Cum așa? Deci dacă mi-ar fi spus cineva chestia asta acum ani de zile... Așa, când tu de altfel îi știai, îi vedeai. Când eu îi știam, dar dacă... Adică să fiu sinceră cu tine, îi știam după față, dar eu nu știam ce fac, în ce proiecte au jucat. Aha. Eu nu am avut televizor, de când am plecat de la mama de acasă, de la 17 ani până acum 2 ani, până a început proiectul Adela. Păi de ce n-ai avut televizor? Pentru că eu nu mă uitam la televizor. Adică eu nu bă, eram consumatoare de televiziune și dacă voiam să văd un serial, vedeam online, cel mai probabil, și nu am avut televizor. Deci mai mult de 10 ani din viața mea Așa că de ei știam Eu știam că sunt persoane publice Știam că fac niște proiecte, niște seriale Dar dacă mă întrebai să zic unul dintre ele N-aș fi știut Și îți plăcea de el când îl vedeai așa? Adică mă întâmplă uh, tot, Poate știu chiar și pe canalele astea de socializare uh, Nu l urmăream deci știam după față, știam că e persoană publică, nu știam numele, nu știam cu neapărat... Uh -huh. Evident, atunci când am început să merg la castinguri la doamna Ruxandra, pentru proiectele doamnei Ruxandra, uh -huh. evident că am căutat să văd și eu cu cine dau casting cine sunt oamenii implicați și am aflat. Dar înainte de etapa asta, nu. Când l-am întâlnit pe Vlad la uh, o probă de casting, care s-a întâmplat înainte de Adela, pentru că eu înainte de Adela am mai, am mai jucat în fructul oprit uh -huh. și am uh, fost la casting și am dat proba de casting cu el. Și când l-am văzut, știam că e ceva, că bă, bă, e apropiat doamna Rusandra, de Cristina, știam, știam că sunt împreună, asta era evident. Dar uh, când l-am văzut, că am vorbit recent despre asta cu Vlad, așa. pentru că și noi ne punem problema așa. Și el îmi zice, băi Moșneacu, te-ai fi gătit vreodată că noi doi am viajat să stăm în aceeași casă, să fim împreună, să ne facem planuri de viitor? Și eu zic... De evident că mi-a dat niciodată prin cap și stăm și ne aducem aminte prima noastră interacțiune. Și mi-aduc aminte impactul pe care l-a avut el asupra mea, pentru că venea cu aliura aia de, știi, de semivedet, așa, actor de la televizor, cu multe proiecte, eu care în momentul ăla eram încă studentă și eu era foarte relaxat, foarte carismatic, asta mi-aduc aminte. Arăta foarte bine, adevărat, era îmbrăcat în personaj, în costum aranjat de pe set. Și eu aveam o deborda așa de încredere și energie bună și asta mi-aduc aminte. Și a fost de treabă cu tine? Adică a da, a fost, a fost a... foarte de treabă cu mine, a fost foarte drăguț cu mine, chiar m-a ajutat. Mm -hmm. Adică atunci când ești actor poți să întâlnești parteneri care să te ajute, sau nu, generoși, sau parteneri <laughs> care să te uh, înfunde, ca să zic așa, sau să nu te ajute cel puțin, să nu ți dea nimic înapoi. Și el, el ce ți-a El cum te-a văzut? Că tu uite! -ai uh, el mi-a spus că uh, i s-a părut că am, am avut o probă foarte bună, uh -huh. că m-a plăcut foarte tare ca actriță și că s-a bucurat foarte tare și când a aflat că eu am luat castingul pentru Adela. S-a bucurat foarte tare pentru că mi-a zis că uh, se bucura să știe că proiectul o să aibă în distribuție oameni pe care el îi cumva îi apreciază ca da, actori. Da, 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 da. Cât a văzut el din actoria mea în uh, Fructul Oprit și că s-a bucurat și că da. Cam așa a fost. Cam așa, bine, asta a fost la început, început, așa, începutul, adică doar începutul. Cât -ați văzut, un, exact. Da. Rareori. Și pe urmă, inima, când a început să bată mai tare. A fost o uh... A fost o chestie contextuală În sensul în care dacă nu s-ar fi întâmplat ca în aceeași perioadă el să se despartă de Cristina Eu să mă despart de iubitul Cu care fusesem până în momentul ăla Și am avut relație de 5 ani de zile înainte să fiu cu, cu Vlad uh, Mara s-a despărțit și ea de iubitul ei Deci a fost un context Care ne-a adus cumva pe toți împreună în calitate de prieteni, mă rog, eram la început în calitate de colegi, pentru că noi nu interacționam foarte mult pe set și eram toți în suferință cumva asta ne-a unit și am început să petrecem foarte mult timp împreună și ușor ușor din prietenia aia s-a născut altceva dar oricum în mine a fost o luptă pentru că uh, mi se părea în neregulă să mă apropii de fostul iubit al Cristinei, Cristina mi este coleg au fost atât de mult timp împreună, sunt pe set cu ei, cu amândoi Așa că a fost un dute vino constant, o lungă perioadă de timp. Doar colegă, amică, prietenă Da, chiar. mai ales că evolua relația noastră și ne înțelegeam din ce în ce mai bine. Adică i-am povestit lucruri despre relația ei, i-am povestit despre relația mea, i-am povestit despre despărțirea ei, eu îi vorbeam despre despărțirea mea și deci suferința mea. Ai fost un umăr și pentru Cristina și pentru Vlad? Cred că e mult spus umăr, Cumba? pentru că nu am fost bă, la propriul lângă ea pe parcursul mm -hmm. despărțirii, dar când ne întâlneam pe set... Că nu ne întâlneam neapărat în adică fiecare pe zi, pe platou, când ne întâlneam pe platou, mm -hmm. ne deschideam, adică nu aveam mm -hmm. un fel de limite sau de bariere. Am două fete care își povesteau din viața lor la fel de deschise. Și apoi când uh, au început să apară uh, ușor, ușor lucruri de altă natură între mine și Vlad, începeam să mă simt din ce în ce mai vinovată și din ce în ce mai... Uh, uh, mi se pare că e că e nepotrivit că că, interzis, ceva? că e interzis da, cumva da. da i ai spus Cristina cumva i-am spus Cristinei da Cât de devreme i ai spus um nici foarte devreme, nici foarte târziu, momentul pe care l-am considerat oportun și eu și Vlad și momentul în care uh, ne-am asumat drumul ăsta împreună. Pentru că într-o perioadă de tatonare și de incertitudine am zis ce sens are să mă duc. Uh, nu te supăra. Știi, încă am place de fostul tău iubit care este 9 ani de zile, și colega mea și amică, dar cred că aș vrea să ies cu el la un suc. Se poate ce zici? E ok? Adică nu. Era ne adică am așteptat să uh, fim și noi siguri că vrem să încercăm uh -huh să construim ceva păi împreună, eu cu Vlad. Că se spune așa că e bine să-ți dai răgaz. De zile, am e bine să-ți dai răgaz când ești într-o relație, să stai așa un pic... A, până să... când am început eu cu Vlad. Zile. Nu da, până da, când am adică scris. Adică că. și tu te-ai de prieteni. tău. mă despărțisem, dar asta era un alt motiv. Tocmai pentru că eram conștientă de faptul că după o relație lungă în care... Nu te arunci. arunci pentru că e nevoie să treacă o perioadă, să te vindeci, să te vindeci traumele fiale pe care le-ai acumulat cumva în relație, fie numai despărțirii și că e benefic pentru tine ca om să intri într-o altă relație, cumva vindecat, să nu porți din trecutul tău, să nu aduci în prezentul relației în care ești. Dar când te lovește, te lovește. Cu toată luciditatea și cu toată înțelepciunea pe care am considerat că am acumulat-o și eu până la 30 de ani, din relațiile pe care le-am mai avut, când m-a lovit, m-a lovit. Am încercat să zic, oh, nu, stai să mai stau, stai că am nevoie să-mi revin, să înțeleg ce s-a întâmplat cu mine, cu relația anterioară, să așa nu prea a funcționat. Deci când s-a întâmplat, s-a întâmplat și am zis, opa, asta e. Dar și ăsta era un motiv pentru care s-au <coughs> întâmplat lucrurile foarte încet, foarte lent, foarte ușor între mine și Vlad, pentru că îmi se păreau prea mulți factori care ziceau, fraților, opriți-vă, chiar nu e cazul, nu e sănătos. Dar, tu ai cerut părerea cuiva? Oare Eu bine? cer întotdeauna părerea cuiva. Pentru că sunt o persoană care are nevoie de păreri exterioare, dar uh -huh. de la oameni de încredere, adică prietenii mei. Uh -huh. La familie mă duc mai târziu, după ce deja mi-am calibrat niște lucruri, pentru că nu pot să-i supun la... Adică o apanașa de informații mult prea nesigure, mult prea incerte și dacă le dau lor opțiune, adică să aleagă ei... Așa, închis în casă mm. bă, Nu, nu știu dacă ar fi bine, nu ar fi bine. Deci fi fost... mama, mama când a aflat Că tu te-ai îndrăgostit de Vlad Da, ea s-a bucurat ștind că el... Dar nu știa neapărat parcursul Știa așa. cine e mm. Na, nu, nu cunoștea parcursul, doar că la un moment dat am spus Am sunat-o și am zis uh, Că sunt foarte îndrăgostită Că nu mai pot, că simt că se ridică blocul cu mine Pur și simplu Deci i-am zis-o într-un moment în care simțeam că inima mea O să explodeze mm -hmm. Am ținut-o așa, fără să știe o perioadă tocmai. Cum ți-am zis și mai devreme, am preferat să spunem mai departe unor anumiți oameni în momentul în care eram noi mai siguri pe ceea ce ne dorim și puteam să ne asumăm niște lucruri. Până acolo nu ar fi fost cazul, adică nici mei nu ar fi meritat să le spun pentru că ar fi fost întrebări, poate entuziasm. Și până nu știam eu pentru mine, nu puteam să transmit da. informația mai departe. Dar spunem, e foarte important că, iată, într-o distribuție numeroasă și foarte cunoscută. Da. Deja. Știa toată lumea, cifrele sunt mari, publicul vă cunoaște foarte bine. Da. Trebuie să spui regizorului, trebuie să informezi. Știi că uite, ei doi s-au despărțit, noi doi vrem să fim împreună, adică nu este o, o nevoie profesională o nevoie, cumva. Exact, nu. adică să țină lucrurile sub control în cazul în care, iată, poate s-ar fi născut tensiuni între voi. Cumva partea asta este partea personală, partea umană, iar regizorul el e acolo ca să ne ajute din punct de vedere profesional. Mi s-ar părea un fel de credință de copii să mă duc să-i spun, știi, Uh, poți să te rog să manageruiești treaba asta între noi? Nu prea, adică să te și atunci piarul, nu a zis nimic, nimeni n-a comentat nimic. Nu. Serios? Nu. Dar wow. de adică, ce oricum trecuse de, adică a trecut o perioadă de timp considerabilă de la despărțirea lor și de la despărțirea mea, deja fiecare era pe drumul lui cumva, nu, adică nu, e, nu era cazul, da. ei cumva se implică în partea care ține de profesia noastră, de serial, de promovare, partea noastră da. personală și umană ea noastră, adică nu poate nimeni să ne spună ce mutări să facem pe tabla de șah când vine vorba de latura noastră personală. Se întâmplă lucrurile astea uneori, să, să te lase să spui, să faci public ceva sau nu. Se întâmplă. Uh, da, situații. știu că sunt cazuri. Da. La noi nu a fost cazul, mai uh -huh. ales că am așteptat noi destul de mult până am anunțat public. Da, da, da. Adică, oricum, ne-am luat timp până am înțeles noi despre noi ce vrem unul de la celălalt, după care să comunicăm mai departe și uh, Cristinei nu i-am spus eu, a spus Vlad, era evident că așa se vor întâmpla lucrurile, a fost printre primii oameni care a aflat ea, după care, mă rog, din uh, zona asta comună, pentru că prietenii mei deja știau fedele mele când le a. spuneam, Aoleu, m-am întâlnit, aoleu, leu, ce mă fac, îmi place, dar nu prea aș vrea, că nu e bine, că nu așa, au fost alături de mine în tot parcursul ăsta. Uh, dar deci ai perpelicea, ai perpelicea. un pic Da, ubic. mult și bine, da. pentru că eu, erau, eu sunt o persoană destul de uh, cerebrală și uh, reușesc de multe ori să-mi inhib partea emoțională și să-mi las creierașul să facă treaba, ceea ce ne e benefic neapărat, nu lucrează în avantajul meu în multe situații, dar reușesc să fac treaba asta și să devin foarte detașată, obiectivă și să fac aproape un calcul matematic, să zic, hmm. ăsta e un pro, un pro, doi de contra, trei de. nu e bine. Pentru că am mai trecut prin situații în care m-am ars, ca să zic așa, și atunci știam ce-ar fi fost corect să fac, ce-ar fi fost poate în avantajul meu să fac, dar nu din punct de vedere emoțional. Deși îmi fac eu calculele până la urmă, oricum partea emoțională face partea cerebrală terci, așa că... spune mai găsit la Vlad ceea ce poate n-ai găsit la altă dată La alții, băieți? La... Am găsit, mm -hmm. da, multe părți pe care... Sau... Um... Poate nu neapărat ce nu am găsit într-un om. De fapt, sunt bucățile de mai mulți oameni. Cumva are, poate, părți pe care eu le-am căutat Așa. mult și bine și le-am găsit în el și sunt un cumul. Evident că are și părțile lui mai puțin plăcute și e partea aia la care muncim împreună din relație. Înainte să fiu cu el, mai observam în alți oameni, în alți bărbați din jurul meu, anumite lucruri care mă atrăgeau. Și asta am observat și la el. Deci eu eram într-o relație, el, deși când l-am cunoscut eu pe el și pe Cristina, eu eram singură. E, evident erau împreună. Și eu am văzut ceva în dinamica lor și am admirat lucrul ăla și mintea mea era, mi-aș dori să am și eu ceva de genul ăsta. Dar asta mi s-a mai întâmplat și cu alți oameni, cu alți băieți, bărbați sau cu alte cupluri. Adică da, să văd da, ceva în da. dinamica unui cuplu și să zic, uh -huh. frate, vreau și eu chestia aia. Adică fie că e vorba de um, un moment pe care îl surprind, fie că e vorba de un lucru care e mai cumva stabil și constant în relația lor, am văzut în exterior lucruri care mi-au plăcut, dar nu m-aș fi gândit vreodată uitându-mă la ei că eu o să fiu la un moment dat partenera lui și că o să am ceva din... Da. Din ce dă din el ce într se relație. Acum. Da da da, 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 da. da, Dar spune, da, pregătită pentru a deveni soție ești? face mare lucru. Mă duc zic un dam, pun rochie de mireasă, un inel și aia e. Vlad, o să vadă asta. <laughs> Da, mama, am, am avut discuții despre treaba așa, asta, da. El e pregătit? El e cred că el e pregătit de când s-a născut. Adică el este foarte îndreptat spre zona asta de familie, de căsnicie, de copil. Eu nu am aceeași tendință la fel de puternică ca și el. Chiar m-am uitat la emisiunea în care a fost el cu Cris aici, și au vorbit și ei despre copil, da. despre căsătorie. Uh, el este un familist convins, și dorește foarte mult. Chiar am vorbit recent despre asta și mi-a spus că scopul lui uh, suprem în momentul ăsta este să să aibă o familie, să fie un om fericit pe plan personal. Familie, copil. Și am spus că îmi doresc și eu, evident, familie, copil, la un moment dat, doar că pentru mine, cumva, prioritatea este încă, de fapt, încă, nu că pentru mine nu ar fi, dar cariera este cumva mai importantă în momentul acesta. Nu știu cum aș putea să le fac să le combin, adică să fiu și cu un copil de mână, să fiu și pe scenă, să fiu și pe set. Sunt atâtea actrițe care fac treaba asta, e doar că eu parcă încă nu mă simt acolo, cumva. Și el ce spune? Și el... Uh, o să te aștepte, o să mă aștepte. O să mă o să aibă aștepte, răbdare, o să aibă răbdare, să dar nu 5 ani, 10 ani, evident. Oricum am și eu o vârstă, adică totuși n-aș putea să am în un copil. Da. Deja când mă gândesc și îmi fac un calcul, uh -huh. îmi dau seama că undeva la 50 de ani să am un copil de vreo 15 parcă mi-aș fi dorit să fiu o mamă mai tânără, știi? Dar în același timp, n fi... Mă simt, mă simt o pică. Depinde de energia pe care o ai tu, să știi e atât de subiectivă treaba Dar nu e dacă chiar tu așa, ești... că ține tânără copilul Ce să mă ține tânără, că deja eu mă duc la chiroterapie, am dureri de spate, dureri de genunchi deci Și trebuie, me... înseamnă că trebuie să-l faci deja, trebuie pentru că da, încă încă dacă tot... spatele încă te ține, încă n-ai nevoie poate. Neapărat de <laughs> știu o osteopat <laughs> da, kinetoterapeut, da. nu, ca să fie lângă tine acolo, că te, o să-l porți în brațe destul de mult? Sunt conștient, am că... multe prietene cu copii și când îmi mai țin în brațe câte un copilaj care nu are șase ani, e mai micuț, dar tot mi-am orțesc cu mâinile și am niște dureri de ferească sfântul. De aia zic, e o chestie subiectivă, adică sunt femei care sunt, devin mame și la, nu știu, după 40 ani, 40 și, și ele sunt încă au energie și răbdare da. și disponibilitate. Nu mă văd făcând asta Adică deja văd cum răbdarea mea se an cu diminează. an se diminuează, cum toleranța mea e din ce în ce mai scăzută, toleranța la stres, la lipsă de somn. Și atunci un copil își cere atât de multă mult energie da. și atât de mult din timpul tău și ți restructurează viața practic, încât îmi dau seama că eu n-aș putea să-l fac atât de târziu, că aș fi... -aș, nu! Adică n-aș mai putea să-i ofer atât de mult pe cât ar merita și pe cât ar fi necesar. Și atunci pentru mine trebuie să-l fac... Dacă l aș șocut la 20 și ceva, când debordam de energie și eram în așa cum trebuie fizicește vorbind, ar fi fost ideal. Păcat că nu era timpul, nu era momentul, nu era bărbatul, nu era contextul. Să le spunem telespectatorilor ce făceai tu la 20 și ceva de da, Era un club. Asta e foarte pe scurt. La 20 și ceva de ani, pentru că lucram într-o multinațională, într -o, multinacională, într -o, uh, pentru o companie uh, producătoare de băuturi alcoolice, uh, lucram în echipa de organizare de evenimente și mă tot plimbam prin toată țara cu evenimente, mă ocupam de partea de implementare. Adică, în timpul săptămâni săptămânii stăteam la birou, trimiteam mail-uri, vă rog și am nevoie de materialul X în locația Y, cantitate, Um, vorbeam cu toți furnizorii, ajungeam în ziua evenimentului acolo, făceam partea de implementare, adică organizam o echipă să îmi amenajeze spațiul. Mm -hmm. Se întâmpla evenimentul în cadrul căruia eram și hostesă pentru brandul ăla, adică interacționam cu consumatorii, eram și team leader pentru fetele celelalte, și un fel de supervisor al evenimentului. Se evenimentul, evenimentului, strângeam, pachetam, plecam acasă săptămâna care urma în birou, stăteam, făceam partea de raportare, cum a decurs evenimentul, rapoarte cu fotografii, cu Excel-uri, doamne fere! <laughs> deci, da, cam și a durat făceam. ceva? A durat vreo 2 ani de zile. Înainte de asta am, am fost hosteță la țigarete, adică fetele care da, pentru pentru da, de locuri da, și da. te tot promovează țigări. Păi de și de cum asta... făceai față la, la toată lumea aia? Pentru că sunt o felul de bărbați care sunt tot felul, fac tot felul stiu, de tot avansuri. Să știi felul... puțin experiența aia, da. Poate că de prima, da. Poate că, la prima, da, poate că la prima tentativă a unui bărbat te crispezi, te blochezi, dar deja după ce 1, 2, 7, 10 fac același lucru, cam bine replica destul de ușor, știi? Te că mă descurcam, cei drept, niciodată nu vreau am avut probleme pe planul ăsta Adică cam merge gurița fără probleme <laughs> Mai sunt și din Mioveni Acolo undeva ironia e la ea acasă Simțul umorului la fel În Argeș în general da. Și uh, nu mi-era neapărat greu Doar că nu puteam să fiu Eu însă neapărat Pentru că ești în poziția aia de, de hostesă Și trebuie să fii diplomată și drăguță da. Și atunci când zâmbești încerci să, faci, încerci să faci O glumiță nevinovată și să treci mai departe Ceea Ce să faci cu doamnei de omul în cap ai dat la teatru la, la 25 teatrui. de ani. La 25 de ani. Mi-a dat ceva. Pentru mine s-a simțit ania ca dar fiind de ce? Lungi. De ce atât de mult a, trebuit să... Ce, a... ce te-a convins până la urmă? Uh, uh, deci eu am plecat din Pitești, de la liceu. Am venit în București pentru facultate. Când am dat BAC-ul m-am gândit... Uh, mi-a trecut așa prin minte ca un fulger una de ce actorie. Mi se părea atât de inabordabilă facultatea aia și inaccesibilă, pentru că eu nu cunoșteam niciun actor. Nu știam pe nimeni care să fie avut tangență cu facultatea asta. Pentru mine actorii și una de ce era un fel de OZN-uri. Adică... Da te open, precum cine? Adică... Nu aveam niciun reper. Păi... Tu voiai să fii actriță, eu voiam dar să fiu ca actriță, cine? dar nu, Cum? nu aveam niciun fel de reper. Așa. Vreau să fiu actriță, nu îmi doream pe o scenă. Să fiu, da, să fiu în filme. Pentru că eu copil fiind cu Prietena mea cea mai bună, ne uitam la seriale de obicei și recream cumva, încercam să refacem situația de acolo. Eram tot la negativ, eram totdeauna personajul pozitiv, ca să vezi ce chestie. Și uh, cumva actorii am trecea așa prin minte, nu vorba, când venea vorba de teatru, de film, pur și simplu. Dar nu aveam ce reper. Niciun feedback, nu știam ce înseamnă să fii actor, adică, sau să fi fost student al facultății respective. Uh -huh. Nu știam pe nimeni care să vrea să dea, eram într-o ceață completă. Deși colega mea de apartament, din perioada liceului, intenționa, făcea o pregătire oarecare, dar uh -huh. el era cel mai apropiat contact al meu de zona asta de actorie. Adică o fată o de, de clasa a 12 a care voia să dea la actorie. Atât. Atât. Teatrul nu am călcat prin teatru până atunci. Ai mei nu m-au dus niciodată la teatru. Ca să nu mai zic că mi a venit, nu un teatru, există în Pitești, dar eu n-am avut contact cu el. Și um, am venit în București, am făcut o facultate, m-am angajat și am început să merg la castinguri pentru reclame, videoclipuri sau seriale pentru care căutau amatori, tocmai pentru că îmi doream să fac asta, dar nu aveam pregătirea necesară și mă duceam unde puteam să. Unde intru? ai fost cel mai bine văzută, așa? Unde ai fost cea, cea mai vizibilă? În ce reclame? În ce. Videoclipuri? În videoclipurile lui Carla Dreams acolo cred că am fost am avut o mai mare expunere pentru că eram doar eu și cu Tu l-ai văzut și fără machiaj? Care... L-am văzut și fără machiaj. dar o să știi că găsești pe internet poze cu el fără machiaj. Nu știu dacă aveam voie să zic asta, dar oricum lumea deja știe. Da, Există da, poze e cu el și el e. Uh -huh. uh, și uh, în videoclipurile lui Carla Dreams am jucat alături de Daniel Nuță, care este antagonist alături de, Mina de la, ca să da, vezi da. Că lumea e mică și că... E mică. Da. Și uh, mă tot duceam la castinguri și m-am dus la un casting pentru un serial care nu s-a produs niciodată. Mai mult decât atât, era un fel de context și prilej pentru niște oameni care nu erau din domeniu să agațe niște fete pe românește vorbind. Habar n-am avut, am aflat oh, după aia la ce ceva mariet. timp după. Dar regizorul care făcea castingul, habar nu avea de combinația celorlalți, producători așa zis și producătorul să poate știa, habar nu am. Cert este că el m-a observat atunci și mi mi-a zis, fată, tu ai talent, de ce nu te faci actriță, de ce nu dai la una TC? Și am încercat să explic. Păi, știi că eu lucrez, că nu aș putea, că mi se pare inaccesibilă, intangibilă, că așa, și mi-a zis nu fi fraieră fă asta. Asta s-a întâmplat când eu încă lucram la uh, compania aia multinacională. Ai intrat din prima. Am intrat din prima, nu știu ce s-a întâmplat, am avut o lună de pregătire. Norocul meu a fost că filmând pentru uh, uh, un serial cu amatori, am întâlnit o actriță. O actriță care terminase facultatea, care m-a văzut, tânără, și mi-a spus nu vrei să dai la facultate? Te ajut eu dacă vrei să intri. Eu în fiecare an mă uitam pe site-ul ATC-ului, vedeam când are loc admiterea și treceam, trecea ziua respectivă și îmi părea atât de rău. Serios, eu Da, ăsta de... de fiecare dată mi se părea că îmi ratez viața în fiecare da. an când nu dădeam admiterea. Dar nu aveam curaj, pentru că nu știam pe nimeni, nu aveam de încredere be. în mine... Plus că la mine era încă o problemă. Eu mă întrețineam lucrând, dar dacă intram în un ATC, cum aș fi putut să mă întrețin? Și cum fiind ai făcut? facultate? Păi, după ce am terminat, mi a dat demisia. Demisia a venit în urma unei perioade în care am suferit, am suferit. Am intrat într-o oarecare depresie. În sensul în care mi s-a întâmplat ceva și nu s-a mai repetat vreodată în viața asta și mă bucur, stăteam noaptea cu ochii în tavan și nu dormeam și plângeam de frustrare că eu nu pot să fac ceea ce îmi doresc, ah. că sunt blocată într-un job pe care nu mi-l doresc, și. A avut bucuria lui, am cunoscut da, mulți oameni, da, da. mi-a deschis puțin creierul așa, pentru că eu venit din Mioveni, am văzut niște lucruri pe care poate altfel nu le-aș fi văzut, dar eram atât de nefericită și de neîmplinită, încât nu dormeam nopțile și stăteam și plângeam și am Doamne, cum să fac, nu-mi permit să fac niște cursuri de teatru, că sunt tot felul de școli, unul, două, trei, dar sunt destul de scumpe și oricum nu te predispun la aceleași oportunități cum o face un atc -ul. Și după o perioadă lungă în care am trăit așa, mi-am zis la un moment dat, băi, nu mai merge, am o viață, nu pot să-mi așa, nu pot să ajung la 60-70 de ani să mă uit în urmă să mă întreb cum ar fi fost dacă. Mi-am dat seama că nu pot să duc întrebarea aia și atunci am zis, nu știu, fac ceva, fac ceva. Și mi s-a oferit oportunitatea să fac modeling înscriindu-mă pe la toate agențiile de casting posibil ca să fac reclame, ca să fac bani în plus, ca să fac cursuri de actorie, am dat de una care mi-a zis, vrem să te trimitem în India ca model internațional dacă vrei să lucrezi pe un contract. Și am zis, tăticule, asta e. Îmi dau demisia, mă duc, mă îmbogățesc în India, în trei luni, vin, fac un atc și nu mai am nicio treabă. Uah. Nu mi-am făcut, n -am făcut niciun ban în India când am stat, am muncit în ultimul hal, m-am întors aproape pe minus, da, pentru că nu eram un model cu experiență, că nu aveam un buc da. foarte stufos. Și m-am întors, nu aveam nici banii, nu aveam nici măcar unde să mai stau. Am dormit o lună de zile pe care aveau unii prieten, pentru că nu mai permiteam nici măcar o chirie. Uh, și am început ușor ușor să am joburi aici în țară, adică să fac tot felul de științe foto pentru site-uri de haine, hostes, am făcut de toate. Mi-am strâns niște bani. Am întâlnit-o pe fata asta care cred că a avut un rol foarte mare în parcursul meu, că dacă nu o întâlneam pe ea, nu cred că aș fi avut curajul nici măcar atunci, în 2015, să fac pasul ăsta. M-a ajutat o lună de am dat admiterea și de atunci Aleluia! S-a întâmplat! Doamne. Da, spunem, Oana, pentru că au tot fost discuții despre ce se întâmplă la facultatea de Actorie Știi bine, mm. în ultima perioadă, te profesori sensibil. care foarte că, că mm. sunt studente, studenți mm -hmm. care nu sunt mulțumiți de felul în care se poartă profesori profesorii acolo, cu, cum interacționează, că li se spune într-un fel, că sunt. Că, da, da, vorbe da, urâte, că spunem tu ce ai trăit. Sunt profesori diferiți cu metode diferite. Eu am fost la clasa domnului Puiu Șerban, despre care exact, în momentul ăsta un e un mare... Da, e da, da. soțul Alexandrei Velniciu, da. un profesor. Ce anume predă domnul profesor? la Actorie. Este actorie. Profesor, deci de, profesor actorie. de actorie. Da, este uh, regizor și predă actorie. Da, e adevărat că se supărau uh, studenții, chiar și în grupa ta, să zicem, dacă îi spunea domn profesor, te rog, îmbracă-te, tu ca o femeie e un lucru pentru care este super. Uh, unii se supărau, fiind și alții nu se supărau. M-a da. uh, uh, întrebat asta și nimeni a început să-mi bată mai tare. E un subiect foarte sensibil da. pentru mine, știu. Și. Uh, Uh, treaba era foarte subiectivă. Puteai să fii deranjat de anumite lucruri sau puteai să nu fii deranjat. Depindea de tine și de construcția ta ca om. Uh, ce pot eu să spun este că sunt oameni care reacționează la critică constructiv, adică critica îi mobilizează și ajută să împlorească, să evolueze, și sunt oameni pe care critica îi nimicește, îi uh, distruge ca și oameni. Eu sunt om, un om care nu reacționează bine la critică deloc. Adică. Um, dacă vrei să nu mai dau randament, dacă vrei să mă inhib, să mă blochez, să mă crispez complet și pe scenă să fiu dintr-o dată un bolovan în loc de un om funcțional sau de actriță funcțională, dacă vrei pe set să uh, îmi pierd orice urmă de luciditate, sau nu coiau razna, dar pur și simplu nu mai sunt foarte prezentă și foarte uh, stăpână pe mine, mă critici. Și dacă m-ai criticat, s-a terminat. Dintr-o dată mi-am pierdut tot. Domnul profesor Puiu Șerban, știu că e cu critica. Sau cel puțin asta face parte ă... din, din metoda Dubleanului, mm -hmm. da, treaba asta. Pe tine te afecta? uh, M-a afectat foarte tare, da. Adică cum se manifesta la tine? Tu cum, cum... Cum, cum ai gestionat? -o? Cum ți-am povestit până acum, deloc bine, eu am intrat în depresie la un dat în anul 2, am luat în calcul serios la facultate. Ei spus, ai vorbit vreodată cu el? Nu i-am spus treaba asta pe la el? Nu mi-e la teamă de el, nu, în niciun caz. Dar ce pe tare asupra mea critica, nu doar că mă inhibă complet și mă simt că mă usucă pe interior, nu doar asta, dar uh, dau într-un fel de uh, și apatie și uh, nu știu dacă neapărat agresivitate, dar încerc, încep să resping stimulul respectiv despre da, da. care a venit critica. Și atunci eu nu am fost genul de om care să se ducă la domnul profesor să-i spună domn profesor, știți, mă afectează foarte mult modul în care um, puneți în lumină anumite lucruri despre mine. Știți, eu nu, la critică, nu reacționez bine, nu mă ajutați deloc, ba chiar distruge în mine încrederea în mine, entuziasmul și bucuria tot ce... Bucuria mai zic că bucuria exact, e retezată era... de, de la Au fost au făcut asta? Colegi? Care s-au dus și au spus că Habar de -am. nu nu putem -am. așa. Nu cred. Știi de ce nu cred? Pentru că mă rog, a fost un coleg care uh, era cumva, nu știu, ce era diferit la el, că cumva conștientizat tot ceea ce se întâmplă și nu era atât de afectat. Eu mi-am pus toată încrederea în domnul profesor. Eu nu contest, am și învățat foarte multe. Ți-am zis, metoda lui funcționează pentru anumiți oameni, pentru alții nu. Pentru mine, clar, nu a funcționat. Uh, am învățat multe lucruri între ani de facultate, inevitabil, dar nu a funcționat și puteam să fac facultatea aia și fără să fi dat în depresie în anul 2 și fără să... Și ce, ce ai făcut cu depresia asta? Uh, cum, cum ai reușit să scapi uh, de, de asta? În mod paradoxal m-a ajutat anul 3 de facultate, pentru că am făcut spectacol de licență și treaba a fost puțin mai relaxată, nu mai eram eu neapărat vizată când venea vorba de anumite comentarii și... Uh, cel mai tare m-a salvat de fapt anul uh, întâi de master pentru că am avut modul de clovnerie și de improvizație și am recâștigat din bucurie și libertate pe care l-am pierdut în anul 2 de facultate, care au fost esențiale pentru mine. Eu dacă nu făceam master și nu exista acel prim an de facultate, nu cred că mai stau în profesia asta în momentul ăsta, pentru că nu mai puteam. Pentru că eu am ajuns să cred în anul 2 despre mine că nu pot să fac asta. Că eu nu sunt bună pentru asta, că n-am ce să caut în meseria da asta. Da, spunea cu cuvintele astea. Niciodată așa. Dar, ce anume nu, nu, era la, în regulă pentru el, ca profesor, la tine, în ceea ce te privește? Ce nu era în regulă, cumva îmi spunea că, deși sunt foarte talentată, nu muncesc destul de mult. E foarte pe simplu exprimată treaba asta. Mă rog, asta e părerea dumnealui, adică putea să aibă evident orice părere, dar au chestii mult mai complexe pe care, sincer, nici măcar nu vreau să mi le mm. reactualizez în memorie. Bine. Nu doar că nu-mi face bine, dar cumva le-am dat la o parte. Ai făcut Știi? terapie pentru asta? Uh, am făcut terapie... Nu am făcut uh, cu un... Uh, psiholog sau psihoterapeut, dar iubitul meu din perioada aia a avut de muncă cu mine și cu creierașul meu, pentru că el a fost cel care m-a ajutat destul de mult să ies din zona aia de eu nu pot, eu nu sunt bună de nimic. Repet, probabil că metoda asta funcționează pentru anumiți oameni, dar când vine un om care i-a luat atâția ani să, să se hotărască să facă pasul să să dea la facultatea de actorie, care nu are încredere în el pe planul ăsta absolut deloc, care reacționează la critica atât de urât și care are, are, nevoie de validare din exterior, pentru că și în momentul ăsta am nevoie foarte tare. Da. În halul în care aveam eu, a cumva a reușit să distrugă ceva în mine, ceva ce am recăpătat, într-o oarecare măsură, nu complet, foarte greu. Deci, dacă nu era iubitul tău de atunci, dacă lângă nu era tine, și tu dacă ai fi nu era, uh, Cred că da. Wow. Cel puțin anul de facultate eram terminat, adică nu eram, nu mi un punct uh, atât de, uh, de jos, uh -huh. pe care, din nu n-am mai atins o dată de, de, de atunci până acum, din care nu știu cum aș fi ridicat. Eu înțeleg că, da, există situații în care critica construiește omul, clădește, îl face mai puternic, îl să capete rezistență. Dar nu așa, dar totuși, totuși, Nu vă nu, 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 mă nu. să înțeleg. Voi între voi, colegii, studenții, nu vorbeați despre asta, nu v-ați gândit că mai vor faceți ceva despre a... asta, că? dar și care e problema că mare parte din noi, uh, el și-a format o grupă în anul meu, în generația mea, cu oameni trecuți la vârstă, adică trecuți de 20 de ani. Uh, mulți dintre noi erau de 20 și peste 25, 30 și ceva și erau oameni care au luat în calcul pasul ăsta tot la fel, după o etapă lungă și după mult proces de gândire și după multe alegeri pe care le-au făcut. Și noi când am luat în facultatea aia am pus pe tavă. Corect. Noi nu am luat în calcul varianta în care poate metoda asta mie nu mi se potrivește, nu zic că uh, pă, e greșită. Nu, că prefer să fiu așa, știi, nici alb, nici negru, mie nu mi se potrivește. Eu n-am dat în calcul. De Eu mă uitam la domnul profesor de actorie în care îmi pun toată încrederea, în care sunt așa cu brațele deschise și fac ce mi se spune, iau de bun ce mi se spune, nu să team să... acum dacă, dacă ai fi dus niște... la alt cineva, alt profesor, cu care ai rezonai, i-ai fi treaba. spus, păi asta spun, poate ai fi spus, nu sunt în regulă aici. Nu, nu știu dacă... Uh, aș fi spus neapărat, pentru că pur și simplu eram eu, eram o studentă care asculta și. Uh... Erai docilă. Foarte docilă, da. Adică, eu aproape că aveam nevoie, dacă de puțină încredere aveam în mine, de cineva care să mă ia de mână, Cu un fel de părinte care își ia copilul de mână și spune, o să fie bine, poți, hai și să. Incredibil, știi? Oana, tu, cu personalitatea pe care o ai, tu, cu felul tău atât de deschis, de extrovertit, de puternic. Da. acum, așa eu, așa te văd, așa te percep. Da. Mă gândesc dacă tu ai suferit atât de mult atunci, după tot impactul, ăla, ar fi putut să fie extrem, Distructiv, da, nimicitor, da, da. 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 Dar mă gândesc pentru alte persoane mai sensibile poate, mai nu știu, mai slabe, mai vulnerabile. Uh -huh. Probabil că mai mare. au renunțat copiii atunci. Nu se că n-a renunțat, nu. N-a renunțat, renunțat nimeni, nu. Adică toți am Deci făcut ce nu te o te întărește? Uh, sunt lucruri care nu te omoară Și te întăresc, dar sunt lucruri care Deși nu te omoară, nu te mai să picioare Așa că nu cred că e ceva neapărat de bine da. Știi? Deci încă ți este greu să te întorci în timp și îmi este greu pentru că mi-a fost foarte greu să reconstruiesc niște lucruri în mine da. după perioada aia și eu ți-am spus, e un subiect foarte sensibil pentru mine uh, nu vreau, doamne ferește, nu vreau să arunc cu pietre, nu vreau să critic, nu vreau să judec uh, mi se pare că acum s-a spart așa o bubă exact în legătură cu uh, subiectul ăsta uh, știi ce e foarte ciudat? că în ciuda faptului că am simțit că uh, cumva a distrus niște lucruri în mine toată perioada aia, cu toate astea a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pentru că am fost în facultatea în care atât de mult îmi doream să intru, uh, pentru că făceam ceea ce îmi doream într-un final și cumva uh, nu vreau să las să umbrească amintirea asta și experiența facultății de teatru, uh, faptul că, da, mi-a fost greu. Într-adevăr, dacă eram la un alt profesor, pentru că sunt profesori care pompează încredere în studenți, nu toți au această metodă pedagogică, sunt convinsă că poate, adică nu, că poate, lucrurile ar fi fost diferite. Poate una peste alta, după ăștia trei ani de zile, a fost mai mult, dacă tragem linie, n-am de unde să știu cât am învățat și cât nu, pentru că nu știu cum ar fi fost în altă parte. Dar știi vezi că clar nici am și că recunoscător nu poți să fi după nu, recunoscător genul nu. ăsta de, ca un soi de tortură, știi? Recunoscătoare nu pot să fiu, pentru că da, am suferit da, foarte da, mult. Da. Nu pot să fiu recunoscătoare că... Adică să-ți amintești cu drag de un astfel de profesor, să să ai așa ca pe un ideal, pentru că noi toți dorim și vor, vrem să ne, le vorbim. Așa, copiilor noștri. la domn profesor, nu? așa m-am raportat, ideal, ca la un așa -am raportat până ideal. când am suferit atât de tare încât nu da. mai puteam să fac asta. Și uh, ți-am zis, nu contez faptul că am și învățat lucruri, cât am învățat. Nu zic că nu puteam să învăț mai mult în altă parte sau mai puțin. Uh -huh. uh, adică, nu e ca și cum nu s-ar fi întâmplat facultatea aia pentru mine. Dar. Nu, nu. Faptul că am suferit de tare și a lăsat o amprentă de puternică, încă nu pot să zic, Doamne, sunt recunoscătoare pentru experiența Nu, 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 nu. Teribil nu ce îmi spui, Oana. Mai avem foarte puțin, nu știu când a trecut timpul, dar mai și am apucat că să mă întreb nu, uite, vezi, toate întrebările astea pe care le-am pregătit aproape da. au rămas nevorbite, ne, da. Uh, neadresate. Da. da spune-mi, Oana, uh, <coughs> că suntem la final. Te gândești că Vlad o să știe ce cadou o să-ți ia de moș Crăciun? Sincer, mă gândesc ce cadou o să iau eu de Crăciun, <laughs> pentru că e foarte, foarte greu, are atât de multe lucruri pe care și le dorește. Adică, Na. Na. Eu, dacă își dorește ceva, Vlad așa. Germania sau zim. Vlad Frate. German la un moment dat și-a dorit un pick up Eu i-am cumpărat de Crăciun. Acel pick-up a fost folosit în perioada Crăciunului, după care s-a praful pe el un an de zile. Păi dacă ne-ai luat suficiente discuri. Uh, da, e adevărat. <laughs> uh, și asta și faptul că a reușit cumva să-l strice. L-a stricat. În perioada aia. Adică nimic măcar n-am apucat să ascultăm un vinil cap-coadă că l-a stricat. Uh, își mai dorește o da, o brățărică, niște lucruri uh -huh. de genul ăsta. Ai ceva o brățărică, adică o brățare o cu diamante. Specia, ceva, nu e cu mai... diamante. Păi de ce n-ar fi? Poate eu să fac cu diamante, el e bărbat. Să poate fără diamante. Eu vreau diamante, el e bărbat. Toate diamante. Da. da. nu prea deci am, -am fantezină astea legate de bijuterii în general. Da, dar... dar... A, a, serios? Deci... Da, nu, niciodată nu am fost foarte... Deci n am putea să inspire acum, dacă te-ar auzi ce o brățară cu diamante, n-ar fi Nu, -o. Ca... nu mi-a făcut cadou de ziua mea în august un inel handmade foarte frumos. Dar Și nu, nu l-ai pe bani pare... acum? Nu l-am nu se bea, pot divea, dar poți tot cadou de la da, ele. Da, 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 e Și e frumos. Știi să aleagă inele, nu? L-am ales eu, foarte Frumos. Uh, îmi plac mai mult, uh, mai degrabă, lucrurile, nu știu. Deosebite, handmade, speciale, unice, nu foarte scumpe, decât un lucru foarte scump și foarte prețios, în momentul ăsta, cel da, puțin. Correct. Nu contest, da. la un moment dat, probabil să-mi doresc să port, să mă, mm -hmm. mă înveșmântez, toată mm -hmm. dar mai e până acolo. Iar uh, eu, ca cadou de ziua, Doamnele ziua lui de uh, Crăciun, nu știu ce o să mm -hmm. iau. Probabil că. El se gândește ce să-mi ia, dar nu vreau să... Și dau seama că vreau să fiu o surpriză, că îmi place Absolut. să mă surpriză surprindă. Te, te îmbrățișez, îți mulțumesc că ai fost și aici alături de mine. Tare. Să ne vedem în curând și să pun toate întrebările. Că... Da, și să nu mai vorbesc atât de mult legătură cu orice. Mulțumesc doamnelor și domnilor cam atât pentru astăzi. Mulțumesc că Hotel Crown Plaza București. Pe curând, toate cele bune!